Cancerul reprezintă una din principalele cauze de deces în România, iar în acest context pandemic, riscul pentru persoanele cu afecțiuni oncologice este mult mai ridicat. Numărul cazurilor noi de cancer este în continuă creștere, incidența cazurilor variind între 291 la 10.000 de locuitori în anul 2010 și ajungând la peste 300 în anul 2019. Ca urmare, Direcția de Sănătate Publică Maramureș derulează o campanie sub sloganul Cancerul este un risc pentru o formă severă de COVID-19. Nu boala să te afecteze și are ca temă în anul 2021 protejarea sănătății o grijă specială pentru pacientul oncologic în contextul pandemiei de COVID-19. Campania are ca obiective conștientizarea și creșterea nivelului de informare a pacienților oncologici asupra vulnerabilității acestora în fața infecției COVID-19 și măsurile de prevenție necesare în cursul pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2.